Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru tine în acest moment în care ai ales să vizionezi acest videoclip. Relația dintre tine și o anumită persoană, sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Prima carte avem aici un 3 de băte în poziție dreaptă. Această carte vorbește despre o primă deblocare, despre cineva care se pregătește pentru o călătorie apropiată, cineva care abia așteaptă să te revadă. Văd aici roata destinului, care vine și transmite despre o legătură cu zodii fixe. Taur leu scorpion vărsător. Mai avem și regina de spade, cineva este puțin supărat aici. Mai văd o legătură cu zodii de aer gemeni balanță vărsător. Cineva, uite, a luat o decizie. Poate e ceva legat de o instituție sau e ceva legat de o persoană care în sfârșit și-a clarificat ceva anume. Bun, șapte de monede avem aici. Văd niște roade pe care le culegi. De asemenea, între tine și o anumită persoană, văd că în momentul de față, Urmează, în faptul urmează, culegeți, da, niște roade, ați făcut ceva împreună și acum, în sfârșit, vă bucurați de ceea ce se întâmplă. Pentru alții chiar e vorba de o persoană din trecut care se poate întoarce la tine. Ceva ce ai programat de mult timp și acum, uite, că poți să realizezi fără dar și poate. Vreau să clarific puțin, să vedem despre ce este vorba în această carte. Le văd o persoană care tot stă și așteaptă, cineva care așteaptă niște bani sau e o persoană care tot stă și analizează aici trecutul Totuși această așteptare văd că nu convine unei anumite persoane și vezi că cineva își urmărește interesul Deci dacă e o relație care tot stă pe loc, vezi că ceva nu este în regulă acolo Cineva care evită să și comunice ori despre acel subiect, ori în general vorbind. Uite, totuși apare un nou început, apare o veste destul de surprinzătoare, care o să schimbe destul de mult um, relația voastră. Văd aici o discuție în contradictoriu pe care urmează să o ai cu cineva sau poate o ai deja. Nu știu s-a întâmplat ceva și acum lucrurile deodată se. Deodată nu mai funcționează. Mai văd o femeie aici care este destul de agitată, o femeie care este geloasă. Au o reacție a unei persoane, o reacție chiar neașteptată. Hai să vedem în mintea ta: avem patru de monede. Văd că tu ești foarte sigur pe această persoană, sau uh, poate chiar ai o perioadă în care ești foarte mult concentrat pe muncă. Nu vrei să renunți la un anumit tipar, nu vrei să renunți la cineva anume, la un proiect. În plan personal, poate chiar vrei neapărat ca persoana de lângă să facă un anumit lucru sau în alte cazuri parcă nici măcar nu te mai interesează, da? te concentrezi pe ce îți place, te bucuri de ceea ce ai tu în jur. Cavalerul de monede, judecata și cu marele preot. Tu aici îți dorești neapărat ori o relație serioasă, stabilă, ori îți dorești neapărat să rezolvi ceva legat de zona profesională și se pare că acest aspect îți ocupă foarte mult timp, îți consumă foarte multă energie. Uh, Marele preot îți spune aici despre o posibilă legătură cu Zodia Taur, dar văd că e și ceva legat de uh, relația pe care tu o ai cu un grup de oameni. Uh, în alte cazuri, dacă discutăm de o relație, nu știu, văd aici că ești foarte sigur pe tine, ești foarte bucuros în legătură cu un divorț sau în legătură cu o situație în care te afli. Ești foarte sigur de ceea ce faci tu, de modul în care acționezi. Și parcă treci printr-un proces de maturizare. Această așteptare sau, uite, aceste lucruri care s-au întâmplat cumva în trecutul tău, te-au maturizat. Și acum văd că abordezi situația altfel. În in inima ta, eremitul în poziție dreaptă, o legătură cu zodia fecioară, văd aici, însă, în momentul de față, văd că ori alegi să stai mai mult singur pentru a te cerceta, pentru a înțelege anumite aspecte, în egală măsură, văd că treci printr-o perioadă în care o persoană înțeleaptă sau o persoană specialistă pe un anumit domeniu te poate ajuta, te poate ghida. Poate chiar vrei să afli mai multe detalii, văd aici, despre o persoană, despre cineva anume. Faietonul, o legătură cu Zodia Rac. Aici poate să fie chiar și ceva legat de un drum, de o mutare. Luna și cu regele de spade. În urma unui drum pe care îl faci să știi că afli niște secrete, afli niște informații destul de prețioase Care te vor determina să vezi lucrurile total diferit față de cum au fost ele până acum Luna chiar vorbește despre o legătură cu Zodia Rax sau cu Zodia Scorpion deci Ori intuiești ceva, ori ți se arată ceva Atenție pe drumuri, chiar ți-aș spune în această perioadă Atenție cum conduci. În urma unei întâlniri pe care o ai să știi că tu aici afli niște chestii. Văd că ai și tu niște secrete pe care le ții ascunse. Spânzuratul la baza manifestărilor tale, o legătură cu zodia pești, văd aici, dar și faptul că te afli într-o situație în care E clar că simți nevoia să stai mai mult singur sau singură. Și mai mult decât atât, această carte vorbește de acel moment în care tu alegi să acționezi într-un mod diferit în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație în care ești. E un moment de iluminare pentru tine. Asta se vede foarte clar. Regina de monede, e ceva legat de bani sau ceva legat de o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară? Încep să vezi altfel banii, încep să vezi altfel uh, lucrurile din viața ta. S-a întors o carte, doi de băte. Parcă nu știu, încep să vezi diferit ceva legat de zona străinătății, ceva legat de un drum lung, deci lucrurile le vezi oricum altfel. Alegi să te lupți, alegi să acționezi într-un mod mai matur. Parcă nu-ți mai pasă de problemele care sunt aici și care, repet, posibil să țină de o altă femeie sau de un alt bărbat, depinde. Uh, mai departe avem nouă de uh, Văd că ai împrejamata persoane sau ai împrejamata pe cineva anume care se simte obosit, care are multe lucruri de făcut. Este o persoană care ea este teamă de ceva anume. Și hai să vedem mai multe detalii. O persoană care, uite, ori se află într-un compromis și vrea să plece, dar este teamă. Ori este o persoană care este conștientă că a greșit și acum uh, nu știe cum să facă, uh, oricum simte că sfârșitul e aproape, simte că lucrurile nu mai pot funcționa. În față de cum au fost până acum. Dar uh, foarte clar se vede aici faptul că. Această persoană are parte de o supărare. Uite, e vorba de gelozie sau e vorba de niște probleme financiare pe care le are. Hai să vedem ce simte 8 de cupe. Păi, dragilor, această persoană simte că te-a pierdut sau simte că te pierde. Poate să mai însemne și faptul că alături de tine se simte foarte bine, alături de tine pur și simplu parcă uită, parcă lasă în spate problemele pe care le are. Hai să vedem. Văd aici o legătură cu Zodia Scorpion și mai văd un 3 de cupe, Cavalerul de Băte. Simt aici că unii aveți legătură cu cineva care este mai imatur, cineva care nu ia lucrurile în serios, dar văd aici o transformare foarte mare care urmează să apară mai ales dacă e vorba de un de un triunghi amoros, această persoană își dă seama că e cazul să renunțe la ceva, e cazul să abordeze lucrurile diferit față de cum a făcut-o până acum. S-au întors încă trei cărți. Regele de bâte, trei de spade și cu asul de spade. Ei, aici e cineva care trebuie să ia o decizie și nu-i convine, dar până la urmă nu are ce să facă, până la urmă oricum va acționa cumva. Da? Iar pentru unii e vorba de o a treia persoană care mai apare, dar apare cumva în viața ta, nu știu cum să-ți spun. Faetonul, următoarea carte și ultima, această persoană ori se află la distanță de tine, ori uite, e în drum spre tine, vrea să vină către tine, vrea să vă întâlniți poate să fie chiar și cineva care își calculează foarte bine uh, acțiunile, cineva care își ține foarte bine în frâu acolo emoțiile, sentimentele, modul de a se manifesta. Valetul de bâte, Mai văd aici o, o, ofertă care poate să apară de muncă, ceva ce îți place ție, dar ar trebui să iei puțin lucrurile de la zero. Totuși acestei persoane este teamă, este teamă de ceva legat de un copil sau ceva legat de o persoană mai tânără. Văd aici o legătură cu zodia rac pentru unii. 8 de bâte, marea preoteasă, 6 de monede și temperanța. Aici sunt niște discuții așa mai secrete, mai discrete și vezi că această persoană îți ascunde ceva. Îți ascunde ceva legat de niște bani. Poate chiar, nu știu, vrea să-ți cumpere ceva, vrea să facă ceva. Mai văd o legătură cu zodia Săgetător aici. Poate are de făcut drumuri în mai multe locuri, are de plătit mai multe chestii, e o persoană care mereu vorbește la telefon, mereu are secrete, mereu știe ce vrea. însă, vezi că roata de destinului deja s-a învârtit aici. Roata destinului deja a acționat și nu mai este cale de întoarcere. Da? indiferent de teama pe care o simte cealaltă persoană, indiferent de cum anume vor sta lucrurile. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.